Domnilor și domnilor, trebuia să fiu azi pe Câmpia Soarelui de la Padeș, în Județul Gorj, pe locul unde, în 23 ianuarie 1821, Tudor Vladimirescu a declanșat, de fapt, făurirea statului român. Vremea, programul și drumul lung m-au făcut să rămân azi în București. Vă vorbesc de aici câteva cuvinte despre ceea ce, azi, nu se afirmă cinstit. De aici, de pe malul Dâmboviței, la margine de București. Poate că este mai bine că nu sunt prezent azi pe locul de unde Tudor Vladimirescu a citit proclamația de la Padeș și de unde a pornit revolta pentru eliberarea țării de sub cea mai oribilă dominație străină pripășită pe la noi. Este mai bine pentru că eu spun adevărul în față, iar unui popor român festivist cu memoria neantizată de TikTok, căruia majoritar îi place să fie mințit, să fie batjocorit, să fie manipulat. Popor care a ajuns să-și dorească să audă doar ce-i convine, fără să facă nimic ca să oprească dezastrul. Acestui popor nu-i plac din prima oamenii care îi arată realitatea și îi vor bine. Ceea ce Tudor Vladimirescu a declanșat în 23 ianuarie 1821, a împlinit în 24 ianuarie 1859 Alexandru Ioan Cuza. Între mișcarea de eliberare a țării a lui Vladimirescu și unirea țării realizată de Cuza au fost doar 38 de ani, 38 de ani folosiți, nu irosiți, precum am făcut noi de la lovitura de stat din 89 până azi cu această țară. De aceea e mai bine că nu am ajuns să vorbesc la Padeș, ci de data asta de aici. Eu vreau doar atât. Să vedeți limpede că pentru poporul nostru român, anul începe cu două zile istorice prin care comemorăm și aniversăm una lângă alta trădarea și împlinirea. Iar mesajul meu pentru dumneavoastră, azi, este acesta. Este aproape imposibil să găsești un singur argument pentru care merită să-ți dedici viața poporului român creierii unei sorți mai bune poporului român dacă nu ar fi existat de-a lungul timpului oameni asemenea unui Tudor Vladimirescu sau Alexandru Ioan I. Cuza. Ce a făcut poporul român când Tudor Vladimirescu, făuritorul primei armate naționale și inițiatorul primei schițe de Constituție românească, a fost torturat, tăiat în bucăți cu sabia, decapitat și -a aruncat ca un stârv blestemat într-o fântână. A tăcut și a mers umil mai departe, după cum s-a nimerit. Ce-a făcut poporul român când Alexandru Ioan I Cuza, cel care a făurit statul acesta în care trăim, a fost detronat într-o singură noapte de o mână de trădători din armata statului, din poliție, și a aruncat peste hotare ca un gunoi, făcut să moară de supărare la numai 53 de ani prin străini. Nimic nu a făcut poporul român. A mers mai departe cum au ales alții pentru el. Popor român care s-a bucurat că și-a luat țara înapoi când a venit Iohannis Românul să-l conducă. Ce bătaie de joc și ce lecție vie ne oferă nouă luna ianuarie despre nepăsare. Priviți doar cum au sfârșit conducătorii români, ce moarte oribil au avut. Și ce viață de belferi au dus cât le-au fost zilele toți conducătorii pripășiți aici, din alte neamuri și interese. Ne-am bazjocorit toți liderii noștri care au luptat, creat și construit acest stat unitar român. Pentru că nu ai cum să treci ca gâsca prin apă, pe lângă 23 ianuarie și 24 ianuarie, doresc să vă mai spun un lucru pe care cine trece cu vederea nu înțelege nimic, dar nimic. Din esența care ne diferențiază de orice alt popor european. Adevărul este acesta, dragi domni și dragi doamne. Țara aceasta, România, unirea și statul acesta român, urât pentru că există și azi de imperii multinaționale sau financiare, s-a format și a fost posibil doar pentru că a existat o elită românească a cărei pregătire supremă a constat în educație înaltă. Elită care a iubit și servit poporul, poporul român educându-l, nu îndobitocindu-l. Oameni buni, când alte țări s-au format din elite, care s-au înarmat până în dinți ca niște mercenari, ca apoi să-și adune poporul la oaltă doar sub amenințarea sabiei, a puștii și a crimei, România există pentru că arma supremă a fondatorilor noștri a fost educația înaltă. Dacă vreți să apreciați istoria adevărată a țării noastre, dacă vreți să găsiți vreodată soluția pentru o politică invincibilă a României, pentru un viitor pe care nu-l mai vreți de sclavi, rețineți că noi am fost construiți doar de lideri înlănțuiți de educație veritabilă și credință creștin-ortodoxă, apoi de mușchi. Iar acum, argumentul. Foarte puțină lume știe că Tudor Vladimirescu cu mult înainte de a declanșa Revoluția din 1821, frecventa cursurile lui Gheorghe Lazar, pedagogul națiunii și al românismului. Ardeleanul venit în București să facă o școală românească, pentru care a fost urmărit de poliție toată viața lui. Tot așa s-a împrietenit Tudor Vladimirescu, revoluționarul, acolo cu episcopul Ilarion de la Mănăstirea Antim, care i-a oferit forța spirituală de a simți românește și sprijinul în apărarea țării. La școala lui Gheorghe Lazar, s-am prietenit Tudor Vladimirescu și cu generali de armată, precum Cristian Tell și cu Arhimandritul Eufros Impoteca și cu inginerul și inventatorul Petrache Poenaru. Toți având un singur ideal: să existe o Românie unită a românilor. Mă folosesc de numele lui Petrache Poenaru pentru a vă expune ce să ignora azi. Cât de important este ca un lider să se înconjoare de oameni de mare valoare. Și cât de important este ca oamenii de valoare să fie în legătură unită, uniți de un ideal care să se împlinească fie și peste timp. Azi, despre Petrache Poenaru se știe că a inventat stiloul. Foarte bine! Dar vreau să știți că Petrache Poenaru a fost secretarul pentru limba română în cancelaria lui Tudor Vladimirescu. Cine a fost Petrache Poenaru? Tot elev al lui Gheorghe Lazar. Unchiul lui Petrache Poenaru, cel care s-a numit Iordache Otetelișanu, i-a fost aproape tot lui Tudor Vladimirescu, cu trei ani înainte de Revoluția din 1821, când Vladimirescu a fost desemnat de către divanul țării să meargă pe granița de nord a țării românești ca să îndrepte hotarul pe care Habsburgii îl mutaseră și îl încălcaseră în dreptul moșiei Podeni. Unchiul lui Petrache Poenaru era ce se numește topograf, care măsoară terenurile. Și l-a ajutat pe Tudor Vladimirescu să îndrepte hotarul țării. E bine să știți și de ce hotarul țării fusese mutat furându-se din teritoriul nostru. Pentru că înainte, cu trei ani de Revoluția din 1821, o jigodie de conducători peste români, Caragia Vodă, a primit o șpagă de la Imperiul Habsburgic să vândă țara asta și peste toate a fugit din țara românească cu toți banii țării. Asta a fost atunci, asta va fi și azi, dacă veți vota numai trădătorii în culți. Cu toate că Tudor Vladimirescu a fost trădat și ucis un om de calitate precum Petrache Poenaru a continuat lupta pentru idealul românesc. Îl regăsim pe Poenaru în Revoluția de la 1848, luptând tot pentru unire și independență. De Petrache Poenaru se leagă numele a trei mari personalități române, educate de Poenaru în spirit românesc. Acestea sunt Nicolae Bălcescu, istoricul Constantin Aricescu, pictorul Teodor Aman toți trei au fost elevi a inginerului și academicianului Petra Poenaru. Din bun român și patriot, în bun român și patriot, s-a mers astfel până la unirea statului român făcută de cuza. Acesta a fost discursul meu cu ocazia 23 și 24 ianuarie. Concluzia mi-am permit să nu o lansez eu, ci las să tragă concluzia posibilă pentru tot ce am rostit azi Mihai Eminescu. Eminescu spune așa. Istoria poporului nostru trecutului este un șir neîntrerupt de martiri. Am încheiat citatul. Mai pot adăuga doar asta. Visez la un popor român care să facă în sfârșit ceva prin care să arate că își vrea propriul bine. Nu să aștepte ca binele să-i fie făcut de alții care înveci nu l-au făcut și înveci nu-l vor face.